5.000 de agenți economici care și-au închis porțile în județul Suceava, 5.800, înseamnă de fapt pierderea a cel puțin 20.000 de locuri de muncă. Cam asta se întâmplă în guvernarea PDL, cam asta se întâmplă în guvernarea Traian Băsescu-Boc la nivel național și fluturi la nivel local. Liderul liberalilor suceveni a mai comentat binecuvântarea primită de Gheorghe Fluturi din partea Papei Benedict al XVI-lea. Am să mai vorbesc și cu vreun rabin, am să vorbesc și cu un conducător musulman sau unul de prin Papua Noua Guinee să-i trimită binecuvântarea, pentru că are nevoie Gheorghe Fluturi de lucrul ăsta. Încep să îl asemăn pe Gheorghe Flutur cu acel așa zis lider al Udurului, Morhan. Numai ăla colecționează astfel de papirusuri de la persoane foarte importante și face cu fotografii, ar fi în stare să facă fotografii și cu pisica președintelui Băsescu, dacă ar ști că e a lui, și și-ar pune-o pe perete. Așa face și Gheorghe Flutur.